Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Sensibilă și plină de compasiune, dacă te-ai născută la 26 februarie, tu dorești să contribui la societate, ești la fel de visătoare și ai aceeași imaginație avansată ca toți reprezentanții semnului tău, dar numărul 26 îți oferă abilitatea de a direcționa talentele spre un câmp nu numai creativ, ci și practic. Puterea ta constă în capacitatea de a pregăti terenul și de a planifica cu atenție totul înainte de a prezenta o idee nouă pentru examinare. Grijul ești umanist idealistă, găsești un limbaj comun cu o varietate de oameni și, de obicei, știi ce vrea publicul. Combinația de intuiție, creativitate și voință puternică îți permite să reușești în orice carieră. Ai capacitatea de a evoca emoții pozitive în alte persoane ești foarte sensibilă la sentimentele celor dragi și, prin urmare, ești întotdeauna gata să-i ajuți. Percepi perfect satira și ironia, ești capabilă să critici greșelile, atât ale sistemului puterii cât și a celui social ca întreg. Poți fi capabilă chiar de fapte altruiste, dacă, în opinia ta, poți aduce beneficii concrete societății. Tu încurajezi pe alții să realizeze succes atât material cât și spiritual. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, reverie, ospitalitate, muzicalitate, deschidere, curtoazie, rafinament, dezinteres. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești senzualitate spărită, o adevărată artă inspirată. Această planetă este patronul principal al creatorilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa pragmatismului sănătos, precum și pentru incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Universul te-a înzestrat cu o imaginație ireproșabilă și dorința de a te ridica în nori, iar ziua ta de naștere îți oferă o anumită cantitate de practicabilitate. Ești foarte fină și sensibilă și dorești cu sinceritate să beneficieze omenirea de tot ce este mai bun. Ești un tactician excelent, astfel încât ești capabilă să-ți promovezi în mod competent ideile către mase. Simți bine starea de spirit a mulțimii și, în același timp, îi iubești pe oameni și știi cum să comunici cu reprezentanții straturilor foarte diferite ale populației. Poți să faci o carieră în aproape orice domeniu, folosind intuiția, creativitatea și perseverența. Deși ești individualistă, de regulă concentrată asupra scopurilor tale, tu ai un efect magic ascuns asupra altora. Adesea se întâmplă că nu meriți o iubire deosebită față de cei care te întâlnesc zi de zi la serviciu sau într-un cadru informal. Există situații obișnuite pentru tine atunci când intri neașteptat într-o companie și începi să-ți prezinți în mod de deschis opiniile, ceea ce, apropo, nu coincide întotdeauna cu cele general acceptate. Dar, în general, ai o natură calmă, serioasă și destul de liniștită capabilă să-ți controlezi sentimentele. Deși poți fi autoritar în anumite chestiuni, mai ales atunci când începi o familie, ești rare ori atât de fermă și hotărâtă pe cât ai dori să pari. De fapt, tu ești foarte vulnerabilă și ușor de bat jucorit. Dar când vine vorba de cei pe care îi iubești, de membrii familiei sau de copii, ești un om surprinzător de blând. Totuși, în tratarea unor sarcini pur practice, este util pentru tine să moderezi activitatea excesivă, deoarece poți deranja pe alții. Din nefericire, ai un obicei prost în a te comporta cu prea multă seriozitate. Poate că ar trebui să încerci să devii mai prietenoasă, să nu intervii, de asemenea, să tratezi cu o cantitate echitabilă de ironie. Cu toate acestea, poți avea abilitatea de a râde de tine însăți, fără a-ți pierde demnitatea și stima de sine. Datorită puterii tale simpatice, te poți întâlni cu ușurință cu oamenii pe care abia îi știi sau nu i-ai întâlnit niciodată. A fi în condiții bune cu ceilalți și împărtășirea sentimentelor tale sunt condiții importante pentru tine. Ești fericită atunci când nu este nevoie să comunici cu nimeni și există asigurarea că cealaltă persoană te înțelege fără cuvinte. Deoarece te poți simți respinsă de societate, Atenție celorlalți este de mare importanță pentru tine. Pentru a obține recunoașterea publică a realizărilor tale extraordinare, încerci să stabilești relații publice extinse. Cu toate acestea, dacă ocupi o poziție socială ridicată în societate și reușești, poți simți în curând o mare dorință de a lucra singură. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități? o astfel de doamnă este suprasensibilă, adaptabilă, artistică, fină și delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsată de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 26 februarie soartata, faci o impresie plăcută altora cu sensibilitatea și bunăvoința ta, pui la inimă problemele rudelor și le vin ajutor. Tu critici deficiențele modului de viață actual și faci remarci caustice despre funcționarii de stat și politicile pe care aceștia le urmăresc, îți poți chiar sacrifica interesele și bunăstarea pentru a îmbunătăți situația actuală. Noblețea ta spirituală trezește sentimente neobișnuite în cei din jurul tău, afectând anumite corzi în sufletul lor. De obicei, te îndrepți cu încăpățânare spre obiectivul tău fără a te întoarce de la calea cea dreaptă. Influența ta asupra altora este inexplicabilă și irezistibilă, deși proprii tăi subordonați și colegii cu care ai relații de muncă nu ți provoacă multă simpatie și admirație. Din moment ce ai un obicei, fiind în compania prietenilor tăi, începi deodată să acoperi problemele sistemului social existent și să-ți exprimi opiniile pe această temă care ar putea să nu coincidă cu ceea ce este general acceptat. Cu toate acestea, ești de obicei, grijulie, gravă, indiferentă, menținându-ți emoțiile sub control, tu dorești să intervii în viața altcuiva și să dai sfaturi, chiar dacă nu ți se cere să faci acest lucru, tu îți exprimi opinia pe baza propriei experiențe, mai ales dacă este îmbogățită cu relațiile de familie dar adânc în jos tu nu ești la fel de încrezătoare și puternică pe cât vrei să fii. Tu nu ai nicio îndoială în legătura cu corectitudinea căii pe care ai ales-o și despre scopul tău în viață. Atitudinea negativă a celor din jurul tău te doare, dar o ascunzi cu grijă, încercând să nu arăți cât de multă te influențează ceilalți oameni. În ceea ce privește persoanele dragi, cu acestea ești în mod surprinzător de grijulie și atentă și încerci să le oferi condiții de trai acceptabile. Tu trebuie să te poți relaxa și să te comporți mai natural și să nu iei lucrurile prea în serios. Este necesar să percepi cu ușurință critică altcuiva, fără a o lăsa să intre profund în sufletul tău. Ironia de sine îți va servi ca un scut împotriva atacurilor altora. Tu faci cu ușurință noi cunoștințe? iar un suflet străin este ca o carte deschisă pentru tine. Înțelegerea este de mare importanță pentru tine, pentru că uneori te simți singură în sufletul tău. În același timp, ai nevoie de intimitate, mai ales după o muncă grea, dragoste și compatibilitate. În relația pe care o cauți, oferi iubire și înțelegere, ești romantică, loială, generoasă și știi cum să-i protejezi pe cei dragi. Cu toate acestea, sentimentele tale pot fi ușorănite dacă bunătatea pe care o prezinți nu este acceptată și nu provoacă reciprocitate. Cu copiii și cei dragi, ești surprinzător de blândă și molatecă. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Tu simți întotdeauna cu mare acuratețe starea de spirit a celor dragi și a prietenilor tăi. Dacă tu simți că ceva este în neregulă cu cei dragi, Vei încerca cu sinceritate să le faci plăcere, să le risipești norii de pe frunte, să l înveselești. În același timp, ai un bun simț al umorului, observi nedreptatea socială și abuzul oficialilor și ești întotdeauna gata să te distrezi de rănile societății. Dacă este necesar, te poți sacrifica pentru a ajuta omenirea. Ești adesea prea agitată și rare ori te bucuri de dragoste echipei. Ești însă păcătoasă prin faptul că încerci să aduci lumina ta în mănăstirea străină, pentru care tu poți fi respinsă de colectiv. Dar nu-ți plac certurile? Ești concentrată și serioasă în sine, deși nu ești la fel de tare cum ai dori. Este destul de ușor să fii ofensată și te încadrezi cu ușurință într-o stare de furie, deși nu arăți cu exactitate în exterior, sănătate și boli ești prea adesea încrezătoare în capacitatea ta de a menține sănătatea în stare bună. Cu toate acestea, ai nevoi senzuale puternice, adesea manifestate în iubirea de alimente și alte plăceri carnale. Din acest motiv, dieta poate fi o mare problemă pentru tine. Ar trebui să încerci să reduci dragostea pentru unt, smântână, sosuri grase și tot felul de mâncăruri delicioase, dar, din păcate, Nesănătoase. Pot suferi de alergii care afectează în special mucoasele, ceea ce determină reducerea consumului de produse lactate. Deși ești foarte activă în tinerețe, poți duce un stil de viață sedentar la vârsta adultă, ignorând uneori nevoia urgentă de exerciții fizice. Destinul și norocul. Ursitoarele te-au înzestrat cu un caracter puternic și o voință puternică. În copilărie și în tinerețe, Poate că ai trecut prin vremuri grele, dar după ce ai trecut prin teste severe, vei deveni mai rezistentă. Căsătoria timpurie este nedorită, nimic bun, cu excepția problemelor și dezamăgirilor nu va duce și, se va încheia într-un divorț puternic. Vei începe să ai noroc și succes în toate angajamentele tale în anii maturității. Acesta este un moment de schimbări cardinale în viață, carieră, relații. Depășind vârsta de 30 de ani, este un timp favorabil căsătoriei, care va avea succes, construită pe respect, înțelegere și iubire, perseverența și încrederea în sine, marea ta voință te vor asigura că vei reuși în toate întreprinderile, ai putea atinge înălțimi mari, depășind toate obstacolele, dar tu ar trebui să fii mai atentă și mai înțeleaptă față de oamenii din jurul tău să te temi de adulație și intrigi. Sfaturi pentru tine. Sarcina vieții tale este să înveți să te alături altora, să nu te cerți cu ei și să împărtășești sentimentele lor. Este extrem de important ca tu să găsești un suflet apropiat, cu care nu ar trebui să te epuizezi cu explicații constante ale gândurilor și sentimentelor tale, un prieten care te-ar simți perfect fără cuvinte. Învață să asculți și să împarți responsabilitatea cu ceilalți. Din nefericire, acest lucru este rar și cel mai adesea te simți frustrată și inutilă în orice companie. Prin urmare, atenția celorlalți față de persoana ta devine o problemă foarte delicată pentru tine. Tu poți lucra din greu pentru o carieră, poți face multe legături, poți căuta faima, și toate acestea pentru atenția societății față de tine. Uită-te la lucruri mai ușor, fi umană. Încearcă să nu iei totul în mod serios. Uneori, după o inspecție mai atentă, tragedia se transformă într-o bulă de săpun. Nu este întotdeauna necesar să-i administrezi pe alții, trebuie să te poți deplasa deoparte, permițându-le să se exprime. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă? Deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însă-ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dai în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima, te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.